Proiect, stimați invitați, rog să-mi permiteți să încep activitatea de prezentare a raportului de evaluare a activității a Inspectoratului de Jandarmi pe anul 2000. Vă informez că activitatea este asigurată din partea eșelonului superior de către domnul colonel Cișmașu. La sfârșitul anului 2009, Inspectoratul analizează o activitate ce poate fi considerată dinamică și eficientă, concretizată prin îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul modernizării instituționale, a ordinii publice, asigurarea securității obiective, creșterea continuă a calității personalului, realizarea unui suport logistic performant, precum și în domeniul cooperării interinstituționale. În perioada 7-11 septembrie 2009, activitatea Inspectoratului de Jandarmi a fost controlată de un colectiv din cadrul Direcției Controle și de Verificări Interne din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei, control ce a confirmat calitatea echipei manageriale, profesionalismul personalului inspectorat, implicarea acestuia în executarea sarcinilor și misiunilor prezentate, precum și aportul instituției la sanarea mediului social și îndronarea climatului de ordine și stabilitate în zona de comunitate.